Stimați prieteni, în continuare vă voi vorbi despre proiectul de lege înaintat în Parlament și chiar votat ieri în prima lectură, chiar dacă înaltul comisar european a fost ieri în Republica Moldova. Acesta este un semnal pentru guvernare că ceva nu merge bine. Așa numitul prevetting și reforma eșuată efectuată de către actuala guvernare a justiției ne pune în gardă ultimele modificări a legii cu privire la organizarea judecătorească. Ministrul Justiției își dorește să captureze nu numai CSM-ul, dar și adunarea generală a judecătorilor. Două elemente esențiale în acest proiect de lege înaintat Parlamentului este precum că Ministrul Justiției are dreptul de a prezida adunarea generală a judecătorilor în continuare. Macar că, după ultimele modificări, la insistența Comisiei de la Veneția, Ministrul Justiției a fost eliminat din Consiliul Superior al Magistraturii, avându-se în vedere politicile executivului care se duc în acest domeniu și inadmisibilitatea implicării politicului a executivului, adică în activitatea puterii judecătorești. Momentul 2, numai puțin important, în care Ministrul Justiției consideră că dacă adunarea generală a judecătorilor, care este planificată, apropo, pentru martie anul curent, nu va avea cvor la prima ședință, prin prevăzut de lege 50 plus 1 din judecători, va putea avea loc a doua oară cu numai o treime din judecători. Stimați prieteni, acum faceți un calcul. Din 350-360 de judecători cu drept de exercițiu și de vot la adunarea generală vor participa o treime, adică în jurul de 100-120 de oameni, de judecători. Cât de credibilă va fi adunarea generală și problemele votate la această adunare generală? Atrag atenția că adunarea generală a judecătorului este un organ prevăzut de Constituția Republicii Moldova și este mai mult important decât chiar CSM-ul, deoarece CSM-ul asigură executarea hotărârilor adunării generale și continuitatea între adunările generale pe parcursul unui an. Din aceste considerente, chiar dacă comisarul european a venit în Republica Moldova, guvernarea iremediabil în continuare dorește să-și uzurpeze puterea judecătorească. Este un pericol iminent, stimați prieteni. Considerăm noi că această uzurpare va avea efect pe viitor foarte mari. De aceea, noi, echipa de juriști, își propune să fie cu ochii pe modificările și activitatea guvernării în reformarea sistemului judecătoresc și de a informa de orice dată Consiliul Europei și partenerii de dezvoltare. Vă mulțumesc!